Sunt cinci slide-uri pe care le vom prezenta pe ecran. Au crescut foarte mult cheltuielile, domnule ministru, și paradoxal, tot din raportările Ministerului de Finanțe am luat aceste date. Cheltuielile bugetului general consolidat, cheltuielile de personal au crescut, cheltuielile cu bunuri și servicii și cheltuielile cu, scrieți dumneavoastră acolo în comunicat și nu sună deloc bine, cheltuielile cu asistența socială, referindu-vă de fapt la mărirea pensiilor pe care ați menționat-o. Cred că pensiile nu sunt asistență socială, dar asta e o formulare probabil nefericită a colegilor noastre din finanțe. Dar aveți cinci domenii în care cresc cheltuielile. Și ne întrebăm de ce cresc cheltuielile într-o perioadă în care ar trebui să fim și noi puțin mai strânși la pungă, mai... Păi haideți să vedem ce sunt bunurile și serviciile. Că de fapt toate cheltuielile de medicamente sunt asimilate bunurilor și serviciilor. Haideți să vedem ce înseamnă creșteri de personal. Am avut creșteri de personal în sănătate. În ce domeniu? Anul trecut am avut creșteri de personal. Peste 10.000 de oameni, în jur de 10.000 de persoane au fost angajate numai în sectorul sanitar. Aceste angajări au avut ca efect... Au fost angajări de care era nevoie în sistemul de sănătate. E normal să crească cheltuielile dacă raportăm aceste două luni, care sunt luni de pandemie pe 2021, cu lunile, primele două luni, ianuarie, februarie, pe, în 2020, când nu a fost pandemie. Este normal să se reflecte și în cheltuieli crescute, dar vă spun că sunt foarte atent în privința modului în care aceste cheltuieli se fac. Fac raportări, o să vin în ședința de guvern în cel mai scurt timp cu toate calculele, astfel încât să semnalez în momentul în care apar cheltuieli nejustificate. Cheltuieli pentru anumite lucruri, spre exemplu, ok, dacă sunt bunuri și servicii crescute, dar n-au legătură cu pandemia. Deci monitorizăm aceste cheltuieli, astfel încât să nu avem surprize neplăcute. Dar dacă ne uităm la cheltuielile care sunt generate de pandemie... Acesta e un lucru pe care nu avem cum să-l stopăm, pentru că totuși și aceasta e o așteptare la adresa noastră. E o așteptare să venim cu soluții, să venim cu resurse pentru a combate pandemia. Sunt resurse suplimentare. Deci, automat, cererea de resursă presupune și o cheltuială în plus. Evident. Și de aceea, evident, din aceste mari cheltuieli suplimentare. Evident. Spre exemplu, chiar și acum, hotărârea Ministerului Sănătății, măsura în privința prelungirii contractului pe care l-au cu ambulanțierii. Sunt chestiuni contractuale. Trebuie prelungite. Nu am depășit pandemia. În continuare luptăm să combatem aceste efecte. Ca atare, atât timp cât va fi pandemie, într-adevăr, vor fi și cheltuieli crescute pe această zonă.